Și acolo, când eram bolnav, de multe ori a venit lucrându-mi mama lui tata, pocăiți-vă! Și pe el nu avea primire, pentru că țineau foarte mult la mine. Ba chiar m-am ajuns să ținem mai mult la mine decât la Dumnezeu și a spus, o dorește, nu mai ține așa de la el, că vă lua de la tine! Și ea s-a mai îndepărtat, l-au iubit mai mult pe Domnul. Și pe urmă când merg de spital în spital, vreau să-mi arat la fratele Timi, am stat acolo câteva săptămâni, îmi spune un doctor mare de acolo când arat, Momir, cum mai crește acest copil? Copilul acesta trebuie să fie mort de mult. Dar a fost Domnul, Domnul l-a ținut. Aleluia! Eram străin și gol în asta lume și boală de ficat mă chinuia amar. Doream și eu să primesc o fărâmă din cerească pâine și inima mea să o aduc la jertfă, ea tare. Dar trupul era mult prea slab, o Doamne, și răni adânci păcatele îmi lăsau. Știam că Tu ești Cel ce totul poate și cu Tine alături Sfinți biruia. Dar n-am avut curaj să vin la cruce Ta. Mi-a fost rușine întreaga mea ființă până într-o zi când m-am plecat înaintea Ta și am văzut că pe genunchi am biruință. Ți-am cerut cu lacrimi dacă vrei să mă curățești și ai spus, da, voiesc fi curățat. La Tine pe toți cu îndurare ne primești și n-ai vrut, ba chiar Tu ai vrut ca eu să fiu mântuit. Azi eu sunt vindecat, căci mă, Domnul meu, Domnul meu, medic suprem, El este omul lui Isaia, paracoale mele. Aleluia! El e Dumnezeu, e Tată, e Sfânt și Lumina Cerșului. Aleluia! Gloria Domnului și pacea lui să fie peste voi. Amin.